Cântarea de la numărul 46, cântările Evangheliei 46. Tare mi-ar plăcea să fiu sfânt, Doamne, dă ca să pot fi, spală-mă în sângea lui Iisus și atunci mă-i curăți. Tare mi-ar plăcea să fiu sfânt, Doamne, dă ca să pot fi, spală-mă în sângea lui Iisus și atunci mă-i curăți. Fă-mă sfânt, ascultă-mă de păcate, spală-mă, Iisuse, inima, ia că-ți dau o spală. Amin. Ocupăm locurile. Am citit ca în fiecare vineri seara un pic mai mult, pentru că personal cred că citirea Cuvântului lui Dumnezeu este extrem de importantă. Nimic nu poate înlocui citirea Cuvântului, meditarea la Cuvânt, cugetarea, studierea Cuvântului și, sigur, împlinirea și trăirea Cuvântului în viața cotidiană, în viața de fiecare zi. Sunt minunate cântările, sunt frumoase poeziile, dar puterea credinciosului și a bisericii stă în cuvântul lui Dumnezeu, în cuvântul Scripturii, în cuvântul scris. Căci niciun cuvânt ieșit de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Nu cuvintele noastre au putere, ci cuvântul lui Dumnezeu are putere. Noi ne folosim de cuvinte doar ca să explicăm, să facem înțeles pentru noi cuvântul lui Dumnezeu, să ne încurajăm, să ne îndemnăm în și din cuvântul lui Dumnezeu. Dar sigur că dacă citim mai mult, predicăm atât cât se poate, ca într-o vineri seara. Și primul lucru care aș vrea să-l vedem, prima subliniere, este că Apostolul Pavel aici vorbește despre o taină și despre un mister. Și numai tema asta ar ajunge până pe la miezul nopții și ar adormi și ascultătorii și predicatorii ca odată eutih, când a lungit Pavel vorbirea. E o temă foarte importantă, dar vă rog să remarcați, există deci o taină, un mister. Taina asta e descoperită în istorie, e făcută de cunoscută într-un mod progresiv, nu totul dintr-o dată, pentru că nici n-ar fi fost oamenii pregătiți și omenirea n-ar fi fost pregătită să o primească și o înțeleagă. Dumnezeu face o pregătire și din ce în ce parcă desconspiră acest secret, această taină. Și observați ce spune Apostolul Pavel, în versetul 4, vă puteți închipui priceperea sau cunoștința pe care o am eu despre taina lui Hristos. Taina aceasta nu este a oricui, este a lui Dumnezeu, dar este a lui Hristos, care n-a fost făcut cunoscut, n-a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor în celelalte viacuri, dar nu că n-a fost
făcut cunoscută deloc. Nu s-a știut, nu s-a vorbit de ea, ci n-a fost cunoscută, descoperită în felul, în felul cum a fost descoperită acum, Sfinților Apostoli și proroci al lui Hristos prin Duhul, prin Duhul Sfânt. Dacă citim mai jos, vedem care este esența acestei taine sau acestui mister, care încetează să mai fie taină și mister din momentul ce este luminat pe deplin și descoperit pe deplin. Că, adică, neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și iau parte cu noi la aceeași făgăduință în Hristos Iisus prin Evanghelia aceasta. Taina asta are mai multe aspecte, ca un diamant care are mai multe fațete. Ea nu spune pur și simplu doar că și noi, cu celelalte nații, luăm parte cu evreii la tot ce oferă Vechiul Testament, la tot ce oferă Tora și legea și prorocii. Ci taina aceasta, când e descoperită pe deplin de Duhul lui Dumnezeu și înțeleasă de cititori cum a intenționat-o Dumnezeu, ne spune că noi, împreună cu evreii și evreii împreună cu noi, avem parte de aceleași binecuvântări în Hristos Iisus, prin Evanghelie. Prin Evanghelie. Totul conduce, indică și arată la Evanghelie și la Domnul Iisus Hristos. Ne uităm în cartea prorocului Isaia, așa numită Evanghelia Vechiului Testament. Avem capitole în care se vede foarte clar că și Dumnezeu are o chemare pentru toate popoarele. Și în alte părți în Scripturile Vechiului Testament se poate vedea aceasta și e o progresie în această descoperire, dar, așa cum spune Apostolul Pavel, n-a fost descoperit înainte cu luminozitate, cu claritatea cu care s-a descoperit acum prin Evanghelie, în Noul Testament, s-a descoperit acum Sfinților Apostoli și proroci ai lui Hristos prin Duhul. Există o unitate a revelației lui Dumnezeu de la Geneza la Apocalipsa. Petru spune, prorocii care aveau în ei Duhul lui Hristos au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor lor și căutărilor lor stăruitoare. Ei căutau să vadă, să afle, să înțeleagă în ce vreme avea de gând Dumnezeu să ducă lucrurile astea la împlinire, lor le-a fost descoperit că nu pentru ei, pentru timpul lor scriau, ci pentru voi scriau aceste lucruri minunate la care și îngerii găsesc o plăcere deosebită să privească. Prorocii Vechiului Testament au înțeles că ei sunt parte din desfășurarea în istorie a unei taine. Avem expresii de pildă. Se va întâmpla în scurgerea vremurilor. Ei au înțeles că vorbesc nu doar pentru generația lor, ci pentru generațiile viitoare, pentru neamurile viitoare. La un moment dat se pune întrebarea în Scriptură, este oare Dumnezeu numai un Dumnezeu al evreilor? Nu este și al neamurilor? Și ce răspunsul? Da, este un Dumnezeu al neamurilor, pentru că evreii, într-un fel, parcă, l-au monopolizat pe Dumnezeu, au crezut că au monopol, că Dumnezeu este numai al lor, așa cum câteodată nepoții se ceartă între ei că bunicul sau bunica e numai al meu. Și le vine greu să înțeleagă că bunicul e al fiecăruia dintre ei și ei sunt ai lui. Și aici cuvântul ne spune foarte clar că Dumnezeu a descoperit și a dus la lumină această taină, că toate neamurile sunt chemate și sunt în planul lui și sunt în dragostea lui. Am citit zilele trecute un articol
despre un băiat, acum este bărbat în toată puterea, undeva la 45 de ani, poate, care la 10 ani, de la 10 ani, a fost racolat în gangul acesta macabru, MS-13, de la vârsta de 10 ani. Și a fost brainwash pur și simplu și dresat și trecut prin filiera lor și tras pe modelul lor. Mama și tata n-au putut să mai facă nimic, pur și simplu l-au pierdut în totul totului tot. Mi-am jignit părinții, am respins, am ajuns la închisoare, spune omul acesta. Odată ajuns la închisoare, am înțeles că aceia care îi credeau mai mult decât frați, mai mult decât tată sau mamă, care, asta e de fapt promisiunea, când ești într-un gang, ești frate cu noi, noi te apărăm, noi, zicea el, nimeni n-a venit să mă viziteze. Câți ani am stat și asta? Mulți ani. A venit doar mama și tata. Deși i-am jignit, deși i-am supărat, deși m-am purtat cu ei cum nu se putea mai rău. Numai ei au venit să mă vad. După ce și-a ispășit pedeapsa, l-a cercetat și pe el Dumnezeu, în închisoare, după aceea și s-a atașat de o biserică. S-a pocăit, s-a convertit. Și mărturisea el despre toate ororile care sunt în gangul acesta, despre toate atrocitățile. Dar zicea, când l-am primit pe Iisus, toți cei care m-au cunoscut au zis, n-ai să reziști mai mult de 6 luni. Pentru că pe oamenii aceștia, de gang members, nici Dumnezeu nu iubește. Nici Dumnezeu nu-i schimbă. Și după atâția ani de zile, mulți, 20 și ceva de ani, sunt mai bine de 20 de ani de când este pastor a unei biserici baptiste. Credincios, un om cu o viață nouă. Dumnezeu desfășoară acest plan al lui în istorie de mântuire și din cele mai adânci locuri și mai de jos locuri, El scoate oameni pentru slava și împărăția Lui. Din moarte la viață, asta spune Biblia. Din moarte la viață, din întuneric la lumină, din robie la libertate. Omenește nu este nicio explicație, e taina lui Dumnezeu și lucrarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Noi nu putem explica nici mântuirea noastră până la urmă. E lucrarea lui Dumnezeu. Nu putem explica nici cum a lucrat această taină în Apostolul Pavel. Câți creștini vă gândiți că s-ar fi rugat pentru Pavel să fie mântuit? Cât se gândeau că ar putea fi mântuit? Și cât ar fi vrut să fie mântuit? O, nu. Când intra cu forța în case, punea în lanțuri, în cătușe, ducea cu Sila, aresta, prigonea, persecuta. Dar uitați ce spune. Într-un loc el zice că Iisus Hristos a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintre sunt eu. Nu-s cuvinte ușoare, ieftine. Pavel s-a simțit așa. Dar uitați aici, da mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos. Nu odată am subliniat această paralelă din viața lui Pavel. Primul dintre păcătoși și cel mai neînsemnat dintre sfinți. Ultimul dintre sfinți sunt eu. Niciunul nu vrea să fim ultim. Fiecare vrea să fim importanți. Mie care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții. Nu contează cât de însemnat ai fi. Important este că faci parte dintre sfinții lui Dumnezeu și din poporul lui Dumnezeu. De aceea spune el, pentru toate acestea, în versetul 14, iată de ce
zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie, în ceruri și pe pământ. Iată de ce îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos. Lui Dumnezeu ne închinăm, înaintea Lui ne plecăm genunchii, sufletul, inima. Dar vă rog să subliniați aici cum e identificat, recunoscut, proclamat Dumnezeu. Nu doar cu unul din numele Lui și ce multe sunt în Vechiul Testament, Jehova, Adonai, El, Elohim, El Shaddai, și toate spun ceva de cât de frumos, de minunat, de extraordinar este Dumnezeu. Aici Dumnezeu este descris într-un mod cu totul special. Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Acesta este Dumnezeu cel viu, Dumnezeul adevărat, Dumnezeu Creatorul. Iată de ce zic, îmi plec genunchi înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos. Și când odată au venit apostolii și ucenicii și au zis, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui, să avem și noi un fel al nostru de a ne ruga, să ne rugăm cum trebuie, să știm să ne rugăm. Cum ne adresăm lui Dumnezeu? Dumnezeu nu a zis nici Adonai, nici Jehova nu și a zis, când vă rugați să ziceți, Tatăl nostru care ești în ceruri. Mă duc la Dumnezeul meu, spune Domnul, la Tatăl meu și Tatăl vostru. Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos este și Tatăl nostru. Domnul Iisus este fratele nostru, noi frații Lui și copii ai Tatălui, oameni din casa lui Dumnezeu, fii și fiice, cetățeni împreună cu sfinții. Și ultima subliniere, deși eu mă refer la capitolul 4 cu altă ocazie, ce am citit în capitolul 4, versetul 15, din care, deci din acest Dumnezeu care este Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ. Adică Dumnezeu este sursa, originea tuturor familiilor. Și cuvântul familie are un sens mai larg aici, de nație, de neamuri, de genți. Nu doar familia Marian sau familia Seudan, nu. Familia noastră, neamul românesc, neamul nemțesc, toți ne tragem din același loc. Națiunile, neamurile sunt lucrarea lui Dumnezeu. E foarte însemnat lucrul ăsta, că fiecare familie și din cer și de pe pământ, ne referim la cei pe pământ, știm un pic mai bine despre lucrurile care sunt în cer, vom ști când vom ajunge acasă. Vedeți câtă discuție este în lume astăzi cu privire la rasism, de pildă. Și să știți că rasismul ăsta e un... Rasismul e păcat, este adevăr. Din punct de vedere al lui Dumnezeu e păcat, pentru că toți oamenii sunt lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu-i tată numai albilor sau a unei părți din omenire. Dumnezeu e Tatăl tuturor oamenilor, indiferent de culoarea lor, de cât de crez le este părul, de fizionomia lor. De aceea, rasismul nu are nicio justificare, dar tocmai de aceea nu are, pentru că există un singur Dumnezeu care e Creator și Tatăl tuturor. Dacă nu crezi în Dumnezeu, rasismul are justificare. Poți să fii rasist. Dacă crezi că omul nu-i făcut de Dumnezeu și se trage din maimuță, well, noi care ne tragem într-o maimuță mai mare și mai tare, avem dreptul să credem că este mai grozav ca aia că se trage într-o maimuță mică și mai urâtă. Unii pot să zică probabil că noi ne tragem într-o maimuță mai deșteaptă, alții într-o maimuță mai nătângă. Dacă oamenii se trag din maimuțe și spun unii, păi ce, voi puteți să credeți povestea aia că toți oamenii
se trag din Adam și Eva? Da, nu e o poveste, e adevărul lui Dumnezeu. Că toți oamenii, zice Biblia, ieșiți din unul singur. Măi, când te duci o generație în urmă, două generații în urmă, te crezi mai nobil unul ca altul. Dar când te duci toate generații în urmă, ajungi la tata Adam și mama Eva. Apoi că ești român, că ești evreu, că ești turc, sau tătar, sau neamț, nu mai spun alte neamț, sunt toți. Toți ajungem la tata Adam și mama Eva. Și până la urmă suntem toți niște adamiți, ca să zicem așa, după tată. Pentru că avem o origine comună. Dumnezeu este unul singur. El e Tatăl nostru al tuturora, El ne-a creat și El a adus omenirea la ființă dintr-o singură familie. Până la urmă, străbunica ta este Eva. Indiferent generația ai fi, și străbunicul tău, protobunicul tău, este Adam. Putem arăta cât am arătat de diferiți. Ne avem izvorul în același Dumnezeu și ne tragem din aceeași familie. Când se renunță la acest adevăr și se îmbrățișează alte teorii, că am evoluat din animalul ăla, din ăla, atunci fiecare poate să crede că e mai grozav. Dar când oamenii acceptă acest adevăr al lui Dumnezeu, că El ne-a creat, că Lui suntem, că El e Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos și că e Tatăl nostru, atunci suntem forțați să recunoaștem că fiecare om, pentru că este un fiu al lui Dumnezeu, este și un frate al nostru. Poate fi cineva din Amazonia, care încă trăiește, poate nu umblat cu mașină în viața lui, nu vorbește englezește, încă vânează cu arcul, e copilul lui Dumnezeu. Și ăla e fratele meu, papuașul ăla? Da, e fratele tău. Poate că nu așa de binecuvântat ca și tine, nu așa de... Era să zic norocos, dar poate nu este cuvântul. Dar e și el creația lui Dumnezeu. Haideți să subliniem în Scriptură acest cuvânt, din care își trage numele orice familie, în ceruri și pe pământ. Orice nație și orice om, de orice culoare ar fi, de orice orientare ar fi, este cu o origine comună. Suntem ai lui Dumnezeu, cu toții. Din El ne tragem numele. Și de aceea slăvim numele Lui, numele Tatălui, Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Haideți să mulțumim Domnului și stăm în rugăciune, la încheiere, fratele Ionel Săudan, e chemat să ne conducă rugăciune.